Salut! După aproape 50 de ani de putere sovietică, în care au așteptat degeaba raiul socialist și după 30 de ani de tranziție interminabilă, moldovenii s-au ales cu încă un arav. Nu mai au răbdare. Vrem totul deodată. Nu merită să ne obosim osul dacă rezultatele se vor vedea abia peste câțiva ani. Mulți tineri se întreabă la ce bun să facă studii dacă pot merge la muncă în Europa acum. Bani să fie, că diplomă găsești, dacă vrei așa tare. Și tot mai mulți cetățeni turmentați votează pentru un pachet de hrișcă și o cutie de conserve, în loc să aleagă șansa unui trai decent, fie și peste o vreme. Pentru ei, nu e mai important viitorul copiilor și al nepoților decât tușonca și concertele. E clar ca bună ziua că în situația în care ne aflăm, țara noastră are nevoie de ani pentru a ajunge în rând cu lumea civilizată. În Republica Moldova, peste noapte, e posibil doar să se fure un miliard, să apară încă un partid și să treacă deputații cu puciocul de la un stăpân la altul. Pentru lucrurile bune, frumoase și durabile, nu sunt destui oameni de treabă și nici resurse. În ziua de azi, tot mai rar găsești cetățeni care au răbdare și sunt dispuși să facă ceva, numai ca să-L bucure pe Dumnezeu. La noi, drumurile, școlile, grădinițele și spitalele se repară timp de câțiva ani. Încep unii și termină alții, dacă mai au cu ce și din ce. Și dacă se face ceva, apoi se face înainte de alegeri. Dar tot de mântuială, ca peste 4 ani să aibă iarăși de lucru. Cei care ne conduc când fură bagă mâna până la cot. Pentru că politicienii, primarii, orice șef mei din Moldova vrea tot deodată. Și noi vrem. Vrem spitale, vrem școli, grădinițe, drumuri bune, salarii, pensii, facilități, susținere din partea statului, căruia îi plătim impozite. Numai că primim praful de pe tobă, iar aleșii ne promit ca de fiecare dată cât e în lună și în stele. Numai să avem răbdare. Dar de unde? Noroc și să fim sănătoși!